Drama spitalelor care iau foc a cuprins din nou România. Cel puțin 9 pacienți au murit și peste 100 au fost evacuați pe geamuri, pe scări, prin fum, după ce un incendiu a izbucnit în Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Focul a pornit chiar în secția de terapie intensivă. Pacienții evacuați, majoritatea cu COVID, au fost resuscitați în curtea spitalului. Oamenii s-au intoxicat cu fum, unii prezintă arsuri. Colegul meu, Viorel Matei, se află la fața locului. Viorel, de la ce a pornit tragedia? Bun găsit, doamnelor și domnilor, bună ziua tuturor! Alarma s-a dat la 9 dimineața când a început să iasă fum dintr-un salon de la ATI. În scurt timp, fum a devenit din ce în ce mai gros și a invadat toate saloanele de la parter. Pacienții speriați au început să strige după doctori, asistentele au început să-i scoată unul câte unul. Cineva a sunat la ISU Dobrogea și în scurt timp toate mașinile disponibile au fost trimise la Spitalul de Boli Infecțioase. Bulevardul Lăpușneanu și Bulevardul Ferdinand sunt blocate pe câte o bandă fiecare. Un întreg cvartal de locuințe este izolat în momentul acesta față de restul Constanței. Au fost chemate ambulanțe în sprijin de la Galați, de la Brăila și din Călăraș. ISU Călăraș și ISU Brăila au trimis la rândul lor mașini de stingere și ambulanțe smurt. 50 de pacienți au fost scoși până acum din Spitalul de Boli Infecțioase și trimiși la județean și parte din ei la Palasul. Se discută în acest moment ca alții să plece către Megidia, dar în clipa aceasta nu sunt locuri libere la Megidia, iar managerii de acolo se gândesc cum să procedeze ca să mai creeze loc de câteva paturi. Este o anchetă amplă în desfășurare. La fața locului există procuratură, poliție, inspectoratul teritorial de muncă. Au rămas pompierii care continuă propria anchetă să vadă de unde a pornit focul, pentru că în acest moment sunt mai multe ipoteze în lucru. Una dintre ele ar fi o instalație electrică supraîncărcată cu prea multe aparate. Altă ipoteză ar fi că ar fi explodat o butelie de oxigen, neconfirmată deocamdată. Bâșbâie și anchetatorii trebuie să se liniștească lucrurile și abia atunci să înceapă să tragă concluzii. Momentan, ambulanțele sunt pe loc, cele care au venit în sprijin. Sunt câțiva pacienți care sunt resuscitați pe peluza de iarbă a Spitalului de Boli Infecțioase cu vedere la Bulevardul Ferdinand. Incendiul a izbucnit la primul etaj, în secția de terapie intensivă a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Cel mai probabil de la o priză, arată primele date. 10 persoane erau în acel moment acolo conectate la aparate. În total, în întreaga unitate sanitară, erau internate 113 persoane. Vai de mine. Planul roșu de intervenție a fost activat imediat. A fost nevoie de forțe de intervenție din județele vecine. Zeci de pacienți, dar și medici, au fost scoși de salvator pe geamurile spitalului. Panica și haosul au cuprins curtea spitalului. Pe măsură ce minutele se scurgeau, venea vestea unui nou deces. Eram cu soțul meu, care este în stare mai gravă. Și a venit doamna doctor și ne-a scos din salon. Mi-a zis, ieșiți repede, ieșiți că avem incendiu. Am auzit niște explozii, după care am văzut o mare de fum. Noi nu simțim mirosul, nu avem miros. Un fum negru și toxic. Ce am ieșit avară? Altceva nimic. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem aici. Pacienții grav bolnavi s-au intoxicat și cu fum. Cei aflați în stare gravă au fost resuscitați în curtea spitalului pe asfalt sau pe iarbă. Nu știm nimic dacă trăiește, că nu ne-a spus nimeni. Era în stare gravă, era la ATI. Era cu mască, ea nu respiră fără mască, fără oxigen. Dacă ia oxigenul, nu mai trăiește. Pompieri au instalat lângă spital o unitate mobilă pentru triajul pacienților. Spitalul de Boli Infecțioase este foarte vechi. A fost construit în 1938. În raportul făcut la secțiile ATI în 2020 după incendiul din Piatra Neamț, au fost semnalate mai multe deficiențe la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. Echipa de control a constatat că nu funcționează instalațiile de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor și că instalațiile electrice nu sunt verificate periodic de personalul atestat. În acest moment, toate spitalele din județul Constanța, care sunt capabile să asigure instalații de respirat cu oxigen, se pregătesc ca să primească noi pacienți. Nu e vorba doar de cei care erau internați pe secția ATI, ci de toți pacienții care au inhalat fum. Ei trebuie intubați și oxigenați în următoarele ore. Deocamdată atât de aici, dar mai multe informații, detalii și imagini vă oferim la ora 18.